Episoade prin care fost acțiunea administrației introduse de pandare de puterea Consiliului Local, în care scrie clar aici, respinge ca nefondată acțiunea formată de Partidul PNL. N-are nicio legătură una cu alta. Ma nu asta, cu cealaltă, și de aia. Nu are nicio legătură una cu alta. Nu are, acolo e vorba de... Chiar în ultimul minut am un document din partea Partidului PNL în legătură cu o adresă venită a legislat, o adresă dumneavoastră, l-am acomodat-o acum. Păi, să-i dăm drumul, dar știți dacă... Pentru început... Vă întrebam eu, domnule. Vă întrebam. Mi-a observat, avem un nou coleg. O să ne fie gericulos. Atât în Consiliul Local pot să intermenei. Da, păi, domnilor colegi, bine ați venit. Și dați-mi voi jumătate de minut, având în vedere că avem colegi noi în Consiliul Local, vreau trei articole să le citesc. Imediat le-a citit, după aia încep cu ordine de zi. Deci, Ordonanța 35/2002 privind aprobarea regulamentului și organizarea și funcționarea Consiliului Local. Articolul 38, alineatul 3. Consilierii vor participa la dezbatere în ordinea înscriere la cuvânt. Președintele de ședință are drept să limiteze durata orelor de cuvânt în funcție de obiectul dezbaterii. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Pentru că în ședințele anterioare s-au abătut la proiectul respectiv. Președintele de ședință va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenți la ședință, precum dialogul dintre vorbitori și persoane aflate în sală. În cazul în care desfășurarea lucrării este perturbată, președintele de ședință poate întrerupe dezbaterea. Deci asta a fost câteva articole care, bă, am zis eu că e bine să le știe, mai ales colegii noi care au încercat să... Nu mă înțeleg, pentru că e valabil și pentru consilierii mai mici. Probabil, da. Da, e ținut pentru consilierii mai mici, da. Și să începem cu ședința de astăzi. În primul rând, aș vrea să supunem la vot procesul verbal din ședința data de 2-8-2012. Cine este pentru? Ordinea de zi o aveți fiecare coleg are ordinea de zi în față. Materialele sunt la fiecare mapă. Dacă înaintea aprobării ordinii de zi mai sunt și alte adăugiri sau modificări sau, eu știu,
Cineva are două... Domnul Ocini, o intervenție câteva secunde. Și pe dumneavoastră vă rog și celalți colegi din Consiliul Local. Trebuie să ajung într-o localitate în afara Târgului Frumos. E o problemă mai delicată. Așa, și vă rog dacă sunteți de acord. Eu am studiat ordinele zilei, știu despre ce este vorba la fiecare punct în parte. Votul meu, domnul secretar și domnul consilier juridic, este pozitiv pentru toate punctele ordinele zilei astăzi. Se poate? Da, domnul. Da, da, se poate. Deci, colegii sunt de acord, da? Da, mulțumesc. Da. Dacă nu mai sunt alte deosebiri, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? Ordine de zi care o aveți dumneavoastră, mai bine un document care, dacă apoi asociat și iese la mapă... I-am întrebat și... Da, am înțeles. Bun, rămâne decât dumneavoastră. Deci, documentul este acord, documentul este... Da, suntem de acord la primul și prima ședință ordinară care va avea loc, să luați la cunoștință pentru documentele. Da, am luat la cunoștință și o să rămână pentru la diverse, probabil, dacă nu se vrebește din nou. Sau dacă vreți să-i dăm acum la documentul respectiv, o la diverse. Începem cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 și 4 anul 2012. Inițiator, domnul primar Vatanana. Aici, pot să spun eu? Aici, la proiectul numărul 1, este vorba despre rectificarea bugetului cu privire la mai multe articole. Și dacă ați studiat proiectul, e bine, dacă nu pot să vă citesc imediat. E vorba de rectificarea bugetului cu privire la redistribuirea de dreptul salarial unităților de învățământ pe universitate de stat și a plăților afilente hotărâri judecătorești. E vorba de profesori care s-au judecat și au câștigat în așa. Se propune alocarea sumei de 32,50 lei liceu oferent de Ionie Pucet în fost pentru deportarea cheltuielilor de transport al personal didactic gravetist. Și aici dă capitolele care le aveți în față. Se propune eliminarea cheltuielii de personal la autorității instituției articol bugetar 10.01.01, salariul de bază, de 32.500.000. Se propune alocarea suplimentară a sumei de 91.100.000 lei în vederea rectificării de intervenție pentru obiectivul de investiții cu denumirea programelor de intervenție prioritară pentru izolare termică. Este vorba despre blocul Q, unde se lucrează și acum. Vreți să spuneți că e o mini-pierdă sau de ce? Nu, se lucrează și acum și mai trebuie o sumă de bani ca să poată să finalizeze. Deci nu e, n-am zis de termen, n-am zis de termen. Se propune diminuarea cu suma de 91.100 lei la obiectivul investiției cu diminuarea lucrării de reparație infrastructură rutieră pe strada Petru Rareș, loc C330 și parcările adiacente din orașul Frumos. Se propune alocarea sumei de 30.000 de lei în trimestrul 3 anul 2012 pentru acordarea ajutorului de urgență pentru definitivarea lucrărilor de la centru social pentru îngrijirea persoanelor vârstă din cadrul parohiei pe Viața Parascheva în orașul Frumos. Se propune majorarea capitolului de venituri taxa autoamenilor de transport de sute de persoane juridice în trimestrul 3 anul 2012 cu suma de 30.000 lei și se propune suplimentarea bugetului subvenției pentru trimestrul 3 anul 2012. De asemenea, tot în rectificare de Consiliul Județean a mai propus diminuarea sumei alocate orașului Frumos pentru finanțarea drepturilor privind acordare de produse lactate și panificație miere de albine. Începând de anul ăsta, Consiliul Județean va aloca, ei se ocupă de treaba asta. Până acum primăriile se ocupau de alocarea laptelui și cornul și acum Consiliul Județean. Deci... Acestea sunt punctele care sunt prevăzute la proiectul numărul 1. Dacă aveți probleme, cu primire... Da, domnul. În cadrul Consiliului Economic s-a discutat articolul, s-a discutat cel nou articol și s-a ajuns la consens. Pe toate, e regulă, atât sunt vreodată. Atunci, dacă mai sunt probleme în partea colegilor cu privire la proiectul hotărâre numărul 1, atunci să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Să atunci cineva? Nu mai citesc că... Da. Nu mai citesc preambulul. Hotărăște. Se aprobă redistribuirea de dreptul salariului unităților de învățământ preuniversitar. Deci, eu citesc. Conform propunerilor făcute, este pe toată așa. Deci, proiectul numărul 1 ne mai fiind probleme, trece la proiectul numărul 2. De la ordinea de zi. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la anvelopare a blocului de locuințe Q1, strada pietonală din oraș Târgu Frumos, în cadrul programului pilot, cu aceeași denumire, inițiator consilier Ignea Dar. Domnul Ignea, dacă știți ceva? Da, aceleași, ați amintit și s-au observat și la punctul 1, da, cu o sumă de bani pentru blocul Q1, deci pașii care trebuie să făcuți pentru rezolvarea acestei probleme impun o serie de documente care trebuie să avizate din Consiliul Local. Între aceste documente se referă și avizarea lucrărilor de la blocul Q1. De altfel, se referă la punctul 2, tot la punctul următor, tot la blocul Q1 se referă și se referă la aprobarea etapelor de execuție. E o problemă cunoscută de la ședința de data trecută. Aprobarea este și pre-rectificare s-a făcut rost de sumele necesare pentru definitivarea. Deci, a fost prevăzută și proiectul numărul 1 și având în vedere că proiectul 2 nu diferă de cel proiectul 3, propun colegilor să votăm la pachet aceste două proiecte ca să nu mai reluăm de fiecare parte. Cine este pentru? Împotrivă, să atunci cineva? Trecem la trecem la proiectul numărul 4. Proiectul hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții și denumirea reabilitării și modernizării unui număr de 7 străzi din orașul Târgu Frumos. Inițiator domnul primar. Apartamentul Munea. La proiectul 4, domnul primar, dacă aveți să-mi spuneți ceva? Deci, din cele 13 străzi, am rămas la 7, le-am identificat, le-am analizat, care, într-adevăr, se pot asfalta. Au canalizare, noi am trimis și adresă oficială la toți locatarii care stau pe aceste străzi, le-am dat și termen să poată să branșeze la canalizare și la apă. După ce m-a sfatat, nu mai dăm voie la nimeni să spargă, să branșeze. La un cartierul nou, cartierul vechi, mai bine zis. Domnul primar, vreau să întreb și ceva. Strada pentru Fonii e de asemenea, da? Da. Și mai este și o străduță pe partea asta, Petru Rares, fiul de Sintru, la spatele SMA-ului. Știți ceva? E tu și aia? Nu a fost trecut în aia de 30 străzi, nu am... Am înțeles, ar fi fost trecută, dar s-au modificat. Străzi s-au trecut o altă stradă. Nu, dumneavoastră trebuie să realizați că este o altă stradă mai încercată și mai mare, care se numește 22 decembrie și nu-i trecută. Da, dar acolo... Am înțeles, eu am întrebat. Eu am întrebat. Tot important. Tot important așa e, da. Practic important. Noi o să căutăm dumneavoastră, dacă o să fiți de acord cu această investiție, o să ne spatem la licitație, o să ne apucăm de treabă, într-un cuvânt. Din toată investiția asta se va face din acel împrumut. Deja mi s-o
Nicola, din procentul de comisiune, din comisiune de arbitraje 0,3%, după ce începem tragerea, am înțeles de la domn director că se va negocia și la partea de la domnul, de la comisiune, din comun. Da. Deci am înțeles, strada Mihai Sadoveanu, la lierul galoatelor pentru Bodin, un prea milion de puci și Garabie Tibreileanu. Acestea sunt cele 7 străzi care vor fi... Da. Probleme dacă aveți, se mă spădeți, dacă nu, supun la vot. Ca cele 7 străzi să fie modernizate. Cine este pentru? Referitor la raportul legat aceste 7 străzi. E posibil ca oamenii să n-aibă bani în momentul ăsta, sau știu, cineva își vinde și cumpără casa. Nu s-ar putea găsi o posibilitate să tragem raportul până la poartă și în momentul când s-o înțăpa să-i luăm banii? Adică, zic, ar trebui să găsim ceva, că e posibil omul chiar să nu aibă bani și iară nici nu-i vin să facă de ori în asfalt când facem asfaltul nou. Știți cineva? Aveți obligații față cineva? Eu am obligații față de 240 de oameni, nu mai mult de atât, cât l-au votat și mine. Au venit la mine, optim, 6 familii, care într-adevăr merg să ajutăm, dar nu putem să facem noi investiția asta. Și după aia, când o să poată să ne ajute, să... Deci noi băgăm, noi ar trebui să băgăm niște bani acolo. Da? Și trebuie să luăm, după aia să urmărim, că când se branșează, ca să ne dea bani, nu? Nu putem să facem caritate. Deci sunt, au venit și le-am promis 6 persoane care, într-adevăr, sunt vârstnice și nu au insistat să le să ajutăm cu gândul că se va da, că se va branșa dânsele. Cu gândul că o să vină un copil sau orice vânt. Da, ideea e să nu fim nevoiți, după aceea să ne apucăm de spart asfaltul. S-a mai văzut, s-a turnat asfalt și după aceea s-a spart. Chiar dacă nu vrem noi. Domnul consilier, adevărul că nu v-am prezentat situația care am găsit-o aici, niciodată. Și am zis că nu public. Trebuie să știm și noi. Noi nu știm multe lucruri. Păi nu știți multe lucruri, dar sunt și cu mâna dumneavoastră, cu aportul dumneavoastră. Cu aportul nostru, da, a consilierul sau meu personal? Și cu chiar personal și al consilierului. De aceea să știu și eu. Nu mai e un aspect. Nu mai e un aspect să vă spun. Nu s-a plătit iluminatul public din aprilie. Este posibil. Ce înseamnă să stai 3 nopți fără iluminat în oraș? Sunt facturi din 2011 care nu... Sunteți oameni, om de afaceri, nu? Ce înseamnă să nu vă plătească o factură de 2 ani de zile, de un an jumătate? No, înseamnă că s-o facturați și chiar nu s-o făcut nimic. Deci, convine să stai 2 ani de zile să nu-ți plătească. Și am zis că mă implic și caut să aduc la zi toate cheltuielile astea. Din 2007 sunt 5 ani de când trebuia să contribui cu cofinanțarea pentru canalizare și apă. Da? 8 miliarde de lei avem. Nu pus un leu acolo. O să vină acum și sigur o să ne preseze și o să spună. S-a luat licitația, am trimitem utilaj în zonă, ne apucăm treabă. Cu o finanțare, ce facem cu el? Sunt 8 miliarde de lei, de unii, de la bătând prin garduri cu chitarul și cu cine mai avem aici, facem 8 miliarde de lei. Am apelat la toți prietenii care i-am avut și i-am, vă rog frumos, sunteți în termen, achitați-mi pe tot anul impozitul.
Și mai vorbim și de restul, și de țările orașului, și de altceva. Dar acum să... Da. Pe asta trebuie, de odată să ne întâlnim și vorbiți ca să le știm și noi. Că să... De multe ori vorbim în recunoștință de cauză și noi. O ocazie altă ședință, probabil, domnul primar, o să înțelegem ce mai este. Să știm și noi, ce și cum. Da, să trecem la ordinea zilei. Deci la proiectul numărul 4. Deci cine este pentru mobilizarea celor 7 străzi? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Deci la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării compartimentului de statutate Bosnia UAT, Unității Administrației Teritoriale sau Administrației Teritoriale. Târgu Frumos. Tot domnul primar inițiatorul, dar aici, din câte am înțeles, plecat domnul primar. Se modifică și organigrama la acest proiect și statutul de funcții. Vorba de 13 muncitori necalificați care vin de la Salubris și vin în subordinea acestui serviciu, care vor munci și ei, deocamdată am înțeles că sunt în șomaj sau cam așa ceva, nu? Da, au fost pe rol. Au fost pe rol, da. Dacă aveți ceva de discutat privind la acest proiect, la cei 30 muncitori care au fost aduși și la înființarea acestui compartiment de salubritate. Deci, acest compartiment, ca să știți, va fi sub ordinea Consiliului Local. Deci va avea un șef de compartiment și probabil că șeful de compartiment Compartimentul de stabilitate va fi în subordinea administratului public, iar obiectul de activare va fi cel stabilit în regulament specific, anexa 1 la prezenta hotărâre. Conform articolului 1, se modifică organigrama statului de funcție al orașului Târgu Frumos, în anul 2012, conform anexelor 2 și 3, la prezenta hotărâre. Da, asta la aici vreau că îmi dau un pic. Da, domnul. Știți prea bine că noi, oamenii care avem acolo, domnul director ne factura nouă pentru serviciile care le făceau. Și aici se trebuia TVA, erau multe treburi. Noi am gândit să-i preluăm înapoi. Deci, trecut să-ți dați în șomaj. Marea majoritate de acolo au peste 45 de ani. Da. Din la doamna Vasilei, că am vorbit cu dânsa, ne poate ajuta și ne face indemnizații, ne dă 500 de lei pe timp de un an pentru fiecare angajat, că îl preluăm din șomaj. Și câștigăm aici și cu ăștia 500 de lei câștigăm și TVA-ul care ne-l factura. Și sperăm că o să preluăm mai mult de la termosele de acolo și numai așa ne putem să ne pregătim. Câte un pic, că avem două săptămâni de când sâmbătă și duminică noapte stăm la groapa de gunoi și stingem focul, că răm apă. Și domnul director și-a luat Volkswagen, în loc să-și iei o cisternă ceva care să-și care apă cu dânsul, să-și care vine cu cisterna aceea de acum 60 de ani, o mașină în față, una în spate, cu lumini pe avale, ca să poată căra apă. Dar trebuia și a fost, am stat și am gândit-o și am analizat-o și dacă nu era să se închidă groapa de gunoi, luam
Că toate mașinile și toate utilajele de acolo sunt ale Consiliului Local. Cineva face acest serviciu și noi plătim, tot noi plătim. Nu a venit odată să spunem, domnule, dar hai la piață. E a noastră, nu mai facturează la piață, facturează la școală, facturează peste tot. Și nu sunt bani. Nu aș vrea să intru în amănunte și cu mașini și... Da. Pe viitor, termoselul îl vom prelua. Noi. Da? O să căutăm taxa, să o trecem la impozite. O să avem tot personalul, tot locuitorii din Târgu Frumos o să plătească pentru salubritate. Deci acum sunt, dacă sunt 60% contracte, dar nu cred că sunt nici 60%. Este 5,5 sau 5,7, cât este acum. Dacă noi facem pe toată populația, o să fie 3 lei. O să mai coboare. Sau în cel mai rău caz, nu o să mai majorăm această taxă la salubritate. Da. Mulțumim, domnul primar. Am înțeles. E o idee foarte bună cu trecerea termoselului și tot ce este acolo în vorbine Consiliul Local. La punctul 5, în legătură cu cei 13 muncitori, dacă supun la vot, cine este pentru? Împotrivă s-a ținut cineva? Deci se aprobă modificarea organigramului și a statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului la Cusnos, modificarea compartimentului de sanitate ce va copii de 13 posturi de personal contractual, de efectiv, muncitor de calificat. Aprobat unanimitate. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor administratului public. Deci, la proiectul numărul 6, prin expunerea de motive dacă ați studiat, la criterii, proceduri și atribuții specifice ocupării postului administrator public, la capitolele 1, criterii și la 2, proceduri specifice. Acolo, specifică condițiile care sunt de participare, cum poate fi ocupat cu postul. Dacă aveți ceva în legătură cu acest proiect, dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Se aprobă criteriile de procedură și atribuțiile pentru ocuparea postului de administrator public, conform anex 1 la prezenta hotărâre. La proiectul numărul 7, privind aprobarea raportului de evaluare și vânzare terenului din strada Cuza-Vodă. Aici, la proiectul numărul 7, deci proiectele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sunt proiecte prin care mai multe persoane solicită vânzarea terenului de sub clădiri. Să-l cumpere sau să-l rare? Să-l cumpere. Pentru că nu există materiale suficiente din partea Comisiei de Specialitate privind vânzarea terenului. Se lucrează și în momentul de față la aceste proiecte și la aceste cereri care sunt solicitate de persoane respective. M-am gândit să supun aprobării Consiliului Local amânarea pentru o altă ședință. Mai intervin... Da. Noi să facem o reevaluare acolo. Că domnul consilier vechi și domnul zăzici consecretar știe că unde are Balaniuc, în spate, acolo noi pentru podul ăla am cerut 100 euro metru în mașina aia, unde sunt noi, cu noi și... Și noi din coace dăm cu...
15 euro, 11, 13, 12. Și este la cel comercial și la kilometru zero. Deci, domnul colegi, aveți materialul ieftin la toate proiectele, aveți materiale, dar având în vedere cele care vi le-am spus eu cu privire la lipsa materialului așa, din partea comisiei nu s-a făcut până acum, pentru că mai au de lucrat să stabilească prețul exact, am propus să fim de acord să amânăm cele 7 proiecte pentru o ședință următoare și totodată să le votăm și la pachet, ca să nu trecem pe fiecare parte, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? David Ramonare. Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Proiectul numărul 14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea lipirii a două suprafețe de teren concesionate, situate în strada Curtea Vod, în zona Casa de Cultură, inițiator consilier local Teodor Neculan. Lăsați că spune, dacă... Nu pot să spune dacă e nevoie. Deci aici este vorba despre alipirea două suprafețe de teren. Același proprietar are două suprafețe, una de 50 metri pătrați și una de 40 metri pătrați. Dar întrucât dânsul dorește să-și facă, să-și întocmească planul de situații, vrea să ne alipească pe amândouă, să fie numai o singură suprafață, să nu mai vină un singur act, nu apară cu două acte pe aceleași, pe două suprafețe, să fie un singur act pe aceeași suprafață. Da, se poate intabora, deci e vorba de alipirea două terenuri. Iar la proiectul 15, aceeași problemă, tot alipirea două terenuri, tot pentru întocmirea planului de situații, deci să fie un singur teren, să nu mai apară omul cu două acte de concesiune, cu două documente de la... Unul este pe strada Cruza Vodă în Casa de Cultură și celălalt teren este doar pe strada Petru Rareș. Dacă sunt probleme, putem să discutăm aici. Dacă nu sunt probleme, eu cred că nu are nimic. Dacă oamenii vor să-ți facă documentație și alte decizii în regulă, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Deci, în anumitate, vă zic, da? Da, se aprobă la anumitate. Proiectul de hotărâre 16, privind desemnarea membrilor Consiliului Local al orașului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație al Școlii Garabet Ivreleanu, inițiator, consilier local, doamna Zărbișan Delea. Deci, este vorba de Consiliul de Administrație al Școlii Generale Garabet Ivreleanu, îi solicită să facă parte un număr de 2 consilieri locali. Dar, ca la fiecare școală, trebuie să fie și 2 consilieri din partea Consiliului Local de Cluj-Napoca. Pentru a fi numiți doi consilieri, eu propun ca cineva să stabilească cine poate să facă parte din Consiliul de Administrație. Domnul Ilme. Deci eu propun pe doamna Zărbișan Delea să fac parte din Consiliul de Administrație de la Școala Garabet Ivreleanu. Din doamna Zărbișan. Și o altă propunere? Da, domnul. Propun să facă parte din partea Consiliului Local, domnul inginer Ilmea. Domnul Ilmea. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt și alte propuneri, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Se aprobă unanimitate. Aprobă unanimitate. De asemenea, ar mai fi și la școala Ion Creangă aceeași problemă cu desemnarea a doi consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administrație. Așa. Am trimis mai... Da, s-a primit adresa. Nu mai fi noi putem să supunem la vot. Dar cine îi propune? Cine ați spune? Da. Pe domnul Baldan Gheorghe. Da, mulțumesc. Și o altă propunere? Pe doamna Badea. Doamna Badea. Mai ai propus cineva? Spune, doamna. Propun denunța la Cucioană. În cazul ăsta, fiind trei consilieri, trebuie să supunem la vot pe fiecare parte. Și să supunem la vot. Cine este pentru subsemnatul să facă parte din comisia, din Consiliul de Administrație a Școlii Montreale? Cine pentru? Numărul. 13 aici.
dar vă permiteți, eu votez sau suntem director, pot să votez. Bineînțeles, dar aici ați spus, votați. Da, votați. Cine este pentru doamna consilier Badea? Nu să facă parte din da, ar trebui să ținem cont în ce e al ambasa. Era din anul respectul politic și o parte și în alta, dar este mai... probabil era pentru doamna Delea. Dacă ați văzut că sunt doi și-au mers așa doi, de ce le căutați să le întoarce? Pentru că m-am gândit că vor veni pentru centru școlar același lucru. Și în mod firesc, doamna Badea ar fi foarte contribuită să facă parte din... Dar de ce credeți că în toate consilierii administrați fie numai de la PSD? Nu, asta era întrebarea, nu era de om. Ați înțeles ce am spus? Deci doamna Badea ar fi foarte potrivită. Dar poate fi și comisia de la... Pentru... Nu, nu pot să fie în consilii profesorale. La centru școlar sunt trimis la Consiliul Județean. Nu sunt desemnați. Nu sunt desemnați de Consiliul Local. Consiliul Local. Doar de partea primară. Nu, cine... Mai urmă, da. Cine... Primii doi care au fost în acest moment. Da. Bun, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Da. Împotrivă, abținem, nu sunt, da? Mai avem la ordinea de zi o informare privind acordul vânzării a două apartamente construite din fondul locativ de stat către Chiriaș și Minea Ioan și Topolicianul Gărica. Din materialele pe care le-am studiat, Minea Ioan are plata la zi adresa care este primită la termosier. Poate să continui nicio problemă, iar Topolicianul Gărica are datorii la asociații și la termosier de 16.412 lor. Nu știu care cum o să procedeze acela. Poate să... Și la, și la termosier mare. Și la termosier, am zis cu tot cu termosier. Termosier plus asociații. Dar din câte știu nici nu e nevoie să... Și care e problema dacă au datorii? La termosier. Care ar fi? La asociația are 16.000, la termosier are 9.600. Și nu cumpără și vrea și datorii. Care vrea? Nu. Acum pe noi, dar nu știți dacă ești și dacă ce sunt datorii, poți să-și iei apartamentul. Ce treabă avem? Nu mi s-a dus la cunoștință. Ne-a informat că aceste două persoane vor să cumpere apartamente. De la minte și pe tine. Ăla ce mai interesează? De la atâta timp când... Nu, doamna vreau să meargă... Să-i eșaloneze și datoriile și să-și cumpere apartamentul. Dacă dați chiar la adresă, la cine ați de ce spune dumneavoastră? Adresa la doamna Topolicianu? Da. Haideți să vă citesc. Deci, având în vedere adresa doamnei Topolicianu, Rica Dumnezeu, pot sta la Sfântul Hârcluță, înregistrată la Primăria Orașului, la sediul SC Termosier, Târgu Frumos S.A., prin care se trebuie Consiliul Local, Orașul Frumos, aprobarea cererii de cumpărare a ratei alocării pe care doamna Topolicianu Rica o deține în cadrul de chiriaș, va aduce la cunoștință faptul că aceasta înregistrează la data de 31.7.2012, un debit de 3.204.16 lei, deci 3.2 milioane, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către SC Termosier Târgu Frumos S.A., neachitate, la care se adaugă și penalitate de întârziere aferente în sumă de 9.653, deci 96 milioane le-a băgat domnul la termosierul, doamna asta. Deci așa au băgat și în oraș, că toată lumea este nemulțumită de activitatea celor la termosier. S-au trezut cu chitanțe și cu factori de nu știu ce cu ei. De asemenea, va duce la cunoștință faptul că până această dată toate solicitările chiriașilor au primit cooperarea locuitorilor aparținând fondul locativ de stat pe care aceștia le dețin în baza contractului de chiriere încheiate de către SC Termosier Târgu Frumos S.A. au fost aprobate de către Consiliul Local Orașul Frumos sub rezerva achitării integrale a debiturilor privind serviciile comunitare de utilități publice de care erau grevate aceste imobile în conformitate cu prevederile legii 51 din 2006.
la asociație s-a fost realizat? La asociație... S-a aprobat cumpărarea cu rezerva anumitor obligațiuni de care ea parcurs trebuie să le achite. În momentul când nu se achită, cade e contractul. Dar să nu, să nu termine de achitat apartamentul înainte... Se rezervă la datorii. Tot apartamentul, dar în rate, tot la fel are 200 și ceva de milioane, 250 de milioane are. Dacă facem o referire, el apartamentul costă 80 de milioane, dacă ne gândim la prețurile care sunt. Trebuia să finanțe, îi plătim noi datorii. Proprietarul poate să-și cumpere apartamentul, când are este la zi cu datorii. Echivalabilul hotărârii aceea care a fost luată înainte, după achitarea datoriilor, să... Da. Trecem la diverse. La diverse avem o expunere de motive. În scopul investigării stării tehnice pe urmă de 13 ani de orașul frumos, a fost făcut o expertiză tehnică de către expertul tehnică în Chineașa. După analiză stării tehnice, astfel s-au nominalizat 3 soluții de reabilitare a acestor respectiv, îi dă 3 soluții. Aștenerea 2 straturi de bisturi asfaltică, aștenerea 1 strat de beton asfaltică. Dar nu are Noi trebuie să aprobăm prelungirea perioadei de tragere utilizare până la data 31-12, a creditului sumă de 4.900 lei, contractant cu condiții de contract de mediu bancar, pentru cât perioada de tragere era 30-a 9-a și nu se poate. Când se organizează licitația, Exact. Dar trebuie să desemnăm și 3 persoane pentru semnarea contractului de credit, întrucât unele persoane care au fost desemnate de către autoritățile deliberatoare nu mai au calitatea pe care au avut-o până în prezent. Da, deci hotărârea, dacă îmi permiteți, hotărârea era punctual, era pe oameni. Era primarul, consilierul juridic și... Nu știu, dar primarul care nu se consemna nici primarul. Putem? E vorba de hotărâre. Noi trebuie să desenăm 3 persoane. Deci primarul, jurist, șeful biroului financiar contabilitate. Consiliu, aici faceți menținea dumneavoastră, nu sau... Exact. Nu o supuneți. Supune la vot, da. Deci domnul primar, domnul viceprimar și domnul jurist, nu? Nu. Primarul, jurist și șeful biroului financiar. Șeful biroului financiar. Da. Cine este pentru cele 3 persoane?
Împotrivă? Se abține cineva? Așa. Să mai avem o adresă la liceu. Da, aia s-a rezolvat. Da, mai e greu. Se va termina probabil că colegul nostru Crâșu se pregătește pentru consilier local și s-a retras din Consiliul Administrației la Termosem și trebuie să să numim, să căutăm. Deci avem adresa de la Partidul Național Liberal. Nu, adresa de la Consiliul Diverse 3. La Diverse 3, da? La Diverse 3. Nu pot să nu deci, aș fi de acord dacă vine domnul Crișu, colegul meu consilier, să domnul Sete să meargă în Consiliul de Administrație. Da. Avem un problem ca proiectul din Consiliul Local, trebuie să-l aduci neapărat pe domnul. Da, deci la diverse trei avem o adresă din partea Tietului. Suționatul Coreașa, în funcție de direcție, avem în vedere prevederea hotărârii Consiliului Local 68 din 2010 de construirea secției termose salut PSA, ale hotărârii Consiliului Local numărul 93 din 15-7-2010 privind numirea Consiliului de Administrație a secției termose salut PSA, precum și ale actului constitutiv al secției termose salut PSA, aprobat prin hotărârea Consiliului Local din 2010, va dura consiliul faptul că se impune prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al secției termose. De asemenea, având în vedere demisia domnului Crișu Constantin, în data de 16.7.2012, din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SECE Termosier, vă solicităm desemnarea unei alte persoane pentru a face parte din concursul acestui program de conducere a societății. Aici e demisia lui domnul Crișu, apare aici, și-o dat demisia. Și trebuie să aprobăm un membru cadru Consiliului de Administrație al SECE Termosier. Da, veni domnul Crișu, vreau plecat domnul Sefonului. Da, da. Deci noi trebuie să facem o propunere pentru un membru Consiliului de Administrație. Cine face propunerea? O și facem acum? E dacă avem... Dacă noi avem treaba de urmare, nici nu-i vine domnul Crișu, nici nu-i plecat domnul Sefonului. Domnul Crișu, vă care? Eu văd. Demisia urmând ca Consiliul să se completeze ulterior. Da, spune domnul. Aici spune că se impune prelungirea mandatului Consiliului de Administrație. Știu că nu e prima oară când vin astfel de hârtiri la Termosel, dar niciodată nu știm cine sunt membrii Consiliului de Administrație. Și o țină privind menționat în fiecare cerere. Specificat. Dar el nu mai se impune. Se impune. Se impune, se lua, se face, se îndrege. Suntem în... Nu s-a votat așa. În 5, 10 zile se termine și au audiția de la Termosel și acum vă prezint... Da, pare să impune să știți. Termosel ar trebui să fie la când impune. Dar acum vă zic că dar ce poate? Eu aș propune amânarea acestei hotărâri, decizii sau demisii ce cere dumneavoastră acolo, pardon, în soluționarea cartelui cu problema din consilier local. În cazul în care va veni el în locul meu, atunci sunt de acord să nu duc în locul meu. Domnul, dacă sunteți de acord, noi presupunem, dar deocamdată Crișu s-a retras de la... Noi trebuie să Bun, 16-7. Putem să amânăm această cerere? Domnul secretar. Dinumirea oară. Până în cazulea, că tot vă se spune că din 14-7 și noi suntem, o venit pe 4-9, încoace cererea. Da. Trei ședințe de atunci. Acolo m-am dus. Acum am dus-o, acum am pus-o. Păi de acum am dus-o, dar să-l spune. Și amânăm pentru ședința următoare, domnul. Poate. Amânăm pentru ședința următoare. Și mai avem tot la ordinea de zi. Da, spune domnul. Dacă admitem, demisia este un act unilateral. Dar ai cum să-l admiți sau nu-l admiți. Ia-i cunoștință, ia-i cunoștință act de
depunerea demisiei. Deci, automat, dacă Crișuș a dat demisia, trebuie numai decât chiar ședința de azi pus alt membru. Pentru la o întrunire a Consiliului de Administrație nu este statutar, că vor fi patru membri. Și legea nu le permite să întrunească. De ce? Păi așa e legea, spate, trebuie să fie un număr impar. Și dacă unul se prezinte pe motive personale, dar ei trebuie să fie... O să mai avem ce să o să vină, o să vină trei, dar ei trebuie să fie cinci Consiliul de Administrație. Nu, unde e mai avut? Păi nu știu, spun domnul consilier. Unde e mai avut asta? Și tu, dacă n-ai fost la ședință, noi n-am ținut ședință? Dar nu-i vorba, sunt două treburi diferite. Una e că la ședință, altfel domnul mai... Spune-ți dumneavoastră. Nu are cazul în care există paritate de voturi. Și atunci nu poate funcționa un Consiliu de Administrație o structură cu număr par de membri. De locul numărul este un pas. Dar nu se spune când trebuie completat sau termenul de care de completare. Mai spune ce le-a primit pe patru. Una este să particip la ședință sau nu, dar acolo în președință trebuie să fie complet. Completat. De asta spuneam, nu există un... De asta zic, dacă e timp pe patru anul mai distrat, pe patru anul acelea și... Trebuie să o să cadă și să scrie termenul în care trebuie completat Consiliul. Ocupați-vă că... Domnului consilier Sită Vasile, nu? Dar cererea este depusă data de 3 ianuarie, registrat la... Este o revenire. Dar revenire. Citeți dacă vreți pe tocmai. Vă rog. E revenire, dar știți care este treaba, domnul consilier? Convocarea a fost făcută de data 31-8, cererea a fost depusă după 31. Și noi, efectiv, nu avem nici plăcerea, nu știm chiar prea motiv. Conform legii, noi... Poate să fie ca o informare. Ca o informare și conform legii eu... Noi trebuie să dăm un răspuns, pentru practic era o ședință din 10.07 care nu s-a luat. Au fost ședințe ordinare. Nu avem materiale suficiente, nu avem materiale suficiente la această... Ce fel de materiale? Păi, uitați, domnul Sită... Că mi s-a adus și eu de la trecătorii. Dar nu are nici fel de legătură, domnul președinte. Chiar aș vrea colegul Feodor, el s-a lovit exact de acest. Dar să spune el două vorbe vis-a-vis de această problemă. Nu, dar trecăm prin aceeași chestiune și v-ați documentat la această problemă. Nu sunt documentat. Nu pot să judic sau cum se judică. Domnul, nu vă spune și de la fel. Păi eu comentat din parte. Spune domnul Traducean. Păi, legea spune foarte clar. Că s-a aduce la cunoștință Consiliului Local. Nu a fost adus în termen, s-a aduc la cunoștință în ședința următoare. Care este problema? Este adresă de revenire. Foarte bine, dar Partidul Național Liberal nu poate să comandi Consiliul Local, dar și Târgu Frumos. Nu, no, aici o adresă. Vine cu adresă, domnul Adel, să ați nu trebuie să portăm dialog. Dar înscriți-vă la cunoștință. Da. Ritomul ăsta am citit și eu. Ieri a venit, după ce s-a stabilit ordinea de zi, pe următoarea a stabilit. Clar, în următoarea ședință de Consiliul Local, o pune pe ordinea de zi, se aduce la cunoștință și trecem la ca atare, la fapte. Ok. Atunci, dar nu e corect. Nu e corect pentru că ea trebuia să ia în prima ședință ordinară și de atunci au mai fost două. Punctul meu de vedere este dare. Spuneți, domnul Sită. Ok, cum și cum? Să spun niciun alt program, e colegul Drobote, dacă eu mai mă consider coleg, dar nu. Să-și aducă aminte de câte ori a fost întoars acea cerere a domnului Florea. De câte ori a fost dată pe sub mânică, pe desubt, purtată, învârtită, sucită. I-am dus-o un an de zile pe ea. Aduți aminte. Aduceți-vă aminte, domnul Drobote. Nu mai insistați atât așa. Domnilor, și precum dumneavoastră ceriți aici, în această adresă, de asemenea vă rugăm să ne puneți la dispoziție documentele în baza cărui Consiliul Local Oraș Târgu Frumos s-a decis în cadrul ședinței de nu știu când, așa. Dar dumneavoastră, de ce nu vreți să-mi puneți mie la dispoziție documentele legale care au stat la baza excluderii mele de rândurile membrilor de partid? Asta nu e discuții care se loc în Consiliul Local. Adevărul că PNL-ul ăsta are
altul politic. Ați jucat murdar. Care să te mulțumesc? Care cu politica... Domnul Consiliu, eu propun ca acest... această cerere să fie amânată pentru o ședință și trecută pe ordine de zi în urmă. Trecută pe ordine de zi. Ordinar, ca să da, trecută și legea. Și prima ședință. O, dar nu știu, dar să prima o amână. Da. Și mai așa zis, ședința a luat sfârșit.